a murit președintele clubului. Este vorba de președintele Hertha Berlin, Kai Bernstein, a murit la 43 de ani. Clubul a amintit că acesta a fost un suporter ultras, iar alegerea sa ca președinte a fost salutată în toată Germania. Fanii spuneau că este o victorie împotriva comercializării sportului. Kai Bernstein a fost o figură cunoscută în sportul german. În urma anunțului făcut pe rețelele de socializare, fanii au reacționat și au transmis mai multe mesaje. Acestea sunt doar câteva dintre ele. Transmitem cele mai sincere condoleanțe tuturor colegilor, familiei și prietenilor săi. Bernstein era o figură cunoscută în fotbalul german, după ce a ajuns în poziția sa. Fiind la un moment dat un membru proeminent al unui grup de fani înrăiți de la preluarea funcției prezidențiale în 2022, el încercase să schimbe imaginea și soarta unui club care se pierduse pe teren și în afara lui în ultimii ani. Regretatul președinte al Hertha Berlin făcuse destule progrese în ceea ce privește remanierea, încercând în mod constant să reprezinte opiniile fanilor și ale membrilor în detrimentul intereselor de afaceri. De exemplu, Kai Bernstein a criticat dependența de banii de la televizor, a militat pentru un plafon salarial și împotriva taxelor excesive ale agenților și a pledat pentru utilizarea în continuare a orei tradiționale de începere a meciului. Ora 15:30 într-o zi de sâmbătă.